Partida s-a disputat pe terenul sintetic Cornel Negoescu din complexul sportiv Gloria. Niciuna dintre echipe nu a lăsat să se înțeleagă că tratează Cupa României cu indiferență. Încă din start s-a văzut că jucătorii celor două formații își doreau să se califice. Echipa care a dominat însă jocul a fost Avântul Compet Cireșu, care a deschis scorul relativ repede. În ciuda faptului că oaspeții se afleau la conducere, buzoienii nu au reușit să ofere o replică pe măsură. Echipa condusă de pe margine de antrenorul secund Vasile Tudose a alergat după egalare până în finalul partidei, atunci când golgheterul Gogu Mihălcescu a reușit să aducă liniștea în tabăra viitorului în minutul 88. A urmat prelungirile partidei în care nu s-a întâmplat nimic spectaculos. La loviturile de departajare, gazele au avut nervii mai tari și au reușit să se impună cu 7-5. După partidă, antrenorul Vasile Tudose a declarat că a fost un meci echilibrat, dar a recunoscut că oaspeții puteau să se califice. Un meci echilibrat, așa. Eu m-am temut un pic așa de jocul ăsta, în sensul că am avut echipa cam nepregătită de la baraj, noi n-am mai făcut nimic. Dar mai a fost ușor și căldura, ușor, băieții au rezistat. Deci a fost un joc așa practic cum a fost ăla de la baraj. Îl puteam și câștiga mai repede, puteau și să facă 2-0. Da, până la urmă echilibrat așa. O calificare muncită care îi duce pe Buzoieni în turul 3 al Cupei României, acolo unde ar putea întâlni o echipă de Liga a doua, foarte probabil Gloria Buzău. În această fază a competiției s-au calificat formații de tradiție precum FC Baia Mare, Chindia Târgoviște sau FC Hunedoara, dar și echipe exotice ca Unirea Valea Ursului, Granitul Babadag sau Arsenal Malu.